Bună, sunt Elena și bine v-am găsit sau regăsit pe canalul meu. Astăzi vă vorbesc despre volumul Love Boat Forever, semnat de Abigail Hing Wen. Volumul apare în anul 2023 și este a treia carte din seria Love Boat Taipei. În Love Boat Forever o urmărim pe Pearl Wong, sora mai mică a lui Ever. Dacă Ever se bucură de o carieră strălucită, în viața lui Pearl lucrurile nu stau tocmai bine. De mică, tânăra și-a dăruit inima pianului și a câștigat numeroase premii. În vara în care împlinește 17 ani, Pearl face o greșeală, iar aceasta o costă totul. Din cauza unei neînțelegeri, nu mai poate participa cu alți tineri de vârsta ei la tabără organizată de o universitate la care fata vrea să aplice. Astfel, Pearl decide că trebuie să accepte invitația care vine din partea Cientanului și anume a taberei care este neoficial numită Love Boat. Deși pentru adolescentă ideea de a-și petrece vara departe de familie nu-i surâde, Pearl trebuie să accepte acest lucru. Pentru ea, Love Boat este doar un loc ciudat unde sunt tot felul de oameni care caută doar distracție. Totodată este conștientă de faptul că Ever, atunci când a participat la această tabără, și-a găsit marea iubire și marele ei potențial. Love Boat Forever urmărește felul în care protagonista, într-o singură vară, deschide ochii foarte larg și vede că lucrurile nu stau tocmai așa cum le vedea în bula ei. Dacă pentru Pearl totul se învârtea în jurul pianului, dar și a instituțiilor oficiale în ceea ce privește cariera ei muzicală, pe parcurs, ajungând în această tabără, tânăra descoperă că viața are de oferit mult mai multe lucruri. Ajunsă în tabără, tânăra descoperă un instrument tradițional chinezesc. Studiindu-l și cântând la acesta, Pearl începe să învețe anumite lucruri și descoperă că familia ei are o legătură foarte strânsă cu muzica tradițională chinezească. Fiind familiarizată doar cu viziunea occidentală despre muzică, Pearl își reconsideră părerile. În volum nu lipsesc și construcțiile de relații interumane. Pearl, de felul ei, este o fată foarte singuratică, însă în Love Boat descoperă tot felul de tineri de care se simte atrasă. Relația romantică nu lipsește nici aceasta, însă mi-a plăcut foarte mult felul în care se construiește. Totul este legat de muzică, dar și de descoperirea sinelui. Pentru tânără, care toată viața a fost închisă în bula ei și și-a dedicat tot timpul muzicii, descoperirea faptului că mai sunt și alte interese și alți oameni este un lucru care o face mult mai fericită. În această tabără, tânăra descoperă că muzica nu se limitează doar la compozitorii europeni. Totodată, fata începe să învețe lucruri despre familia ei îndepărtată și face cunoștință cu oamenii din jur. Autoarea face o treabă minunată dezvoltând cele două fire narrative în tandem. Descoperirea muzicii și vastitatea acesteia, dar și maturizarea emoțională a tinerei protagoniste. Am apreciat foarte mult faptul că relația romantică nu acaparează în totalitate tot ceea ce înseamnă acțiunea din carte. Aceasta se dezvoltă natural și înduioșător. Prin intermediul sentimentelor pe care tânăra începe să le nutrească față de un băiat, Pearl începe să descopere tot ceea ce înseamnă frumusețea muzicii tradiționale chinezești. Dacă vă plac temele precum muzica și explorarea propriei identități într-un roman destinat cititorului tânăr, vă recomand cu mare drag acest volum, dar și seria în întregime. Atât pentru astăzi, să aveți o zi cât mai frumoasă! Pa, pa!